dacă faci licitații și nimeni nu te întreabă de unde achiziționezi tu combustibilul ăla mai ieftin, care de fapt este, că vă dați seama dumneavoastră, în România primăriile n-au achiziționat centrale care să meargă cu nămol sau cu reziduri, cu slamuri petroliere, că nu există așa ceva pe plan mondial. Primăriile, spitalele, toate au centrale de cea mai bună calitate. Nu și-ar permite să iau un combustibil prost. Iau combustibil foarte bun, dar numai că le iau la un preț mai ieftin decât la poarta rafinăriei din aceste garnituri care s-au evaporat până în România. Nu? S-a dat destinația Ucraina unora dintre ele, pentru că România este raiul contrabandei cu produse petroliere, pentru că suntem o țară la marginea Uniunii Europene, în care tot ce intră sau iese este susceptibil de a nu plăti taxele care sunt Uniunea Europeană. Și atunci, aici la noi s-a creat această situație. Este foarte ușor să dispară. Dar să pot, vedeți, a fost un raport al Fondului Monetar Internațional care s-a și dat publicității la un moment dat, l-am auzit și eu, îl știm toți parlamentarii, în care ei ce au făcut Fondul Monetar Internațional? Au luat și au controlat cantitățile de produse petroliere care erau înregistrate prin gările din România, pentru că ăștia CFR-ul sau toți înregistrează cantitățile prin gară, nu poate să le treacă neobservate, și pe urmă au văzut cantitățile pentru care s-au plătit taxe și accize. Și nu corespundeau. Era o diferență enorm de mare. Deci vorbim aici nu de o garnitură de tren. Noi am dat exemplu undeva unde într-o vamă o directoare de vamă s-a sesizat de problema asta. Dar vă dați seama cât de mare este ramificația? De-aia teama mea este că acești mafioți probabil iau la mână pe oamenii politici, pentru că cine vorbește de mafia petrolului trebuie să aibă mare curaj în România.